O mamă mărturisește că febra copilului său a alertat-o și a făcut-o să cheme imediat ambulanța. Ребенка была температура высокая, 39,5. И причем резко поднялась, и поэтому я вызвала скорую. И быстро приехала скорая, нас забрали сюда. După спусele părinților, cauza principală a infectării copiilor cu diferite viroze ar fi interacțiunea micuților cu alți copii. Totuși, ei cred că este ceva absolut firesc atâta timp cât piciilor se află la grădiniță. Asta e ceva tipic când frecventăm în colectivitate să mai înhățăm câte un virus. Potrivit specialiștilor, virusele de acum nu diferă cu nimic față de cele care au fost până la pandemie. Cu toate acestea, la internare, pacientul este inițial testat la coronavirus. Cel mai frecvent, părinții apelează la ajutorul medicilor atunci când copiii manifestă simptome mai complicate. Dacă copilul refuză să bea sau să mănânce, dacă are voma după fiecare hrană sau băutură, dacă la copil este convulsii, dacă el este letargic sau somnolent, sau alte semne de o maladie gravă. Deși nu ne-a dat numărul exact al pacienților infectați, directoarea Spitalului Clinic Municipal de Copii numărul 1 ne-a asigurat că în acest moment situația este sub control. Da, întotdeauna avem locuri disponibile și putem să asigurăm funcționalitatea instituției prin internarea pacienților care necesită spitalizare urgentă. Potrivit reprezentanților instituției medicale, de la începutul anului și până acum, 2861 de copii cu afecțiuni respiratorii acute au fost vindecați în urma tratamentelor prescrise de către angajați.